Dragii mei, sunt împreună cu domnul profesor universitar, Otniel Ion Bunaciu, căreia îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat să stăm puțin de vorbă despre un eveniment important. Domnia sa este implicat atât pe plan pastoral, să spunem așa, cât și în plan academic și chiar, domnule profesor, pot să spun că ca și cercetător și istoric, consider că faceți un lucru bun și trebuie să continuați acest lucru. Domnia sa este decanul Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Și astăzi, cu ocazia adunării Comunității Creștine Baptiste de București, a anunțat un lucru extraordinar către comunitate, să spunem așa, anume faptul că, iată, Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București, și o să vă rog să accentuați și poate să ne lămurim legat de acest aspect, are o școală doctorală proprie, lucru pe care îl consider extraordinar. Și mai mult decât atât, mai avem și alte elemente de noutate, dar vă rog pe domnia sa să le evidențieze. Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, Facultatea de Teologie Baptistă a fost înființată în 1992 și funcționează la Universitatea din București fără teologia pastorală, care a rămas la Institutul Teologic Baptist. Și de la început, facultatea a avut doar duble specializări. Teologia asistență socială, teologie limbi străine, teologie limba română. De prin anii 2000, aproximativ, am avut o școală doctorală, un program doctoral împreună cu Facultatea de Teologie Catolică. Și când s-au înființat școlile doctorale, pentru că noi n-am avut suficienți îndrumători de doctorat, trebuie minim 3, am avut doar acel program, pentru care suntem mulțumitori atât universității, cât și colaboratorilor noștri de la Teologie Catolică. Anul trecut însă am reușit să avem numărul potrivit și am înființat școala doctorală de studii religioase și interculturale pe domeniul teologie în cadrul Universității din București, care este școala doctorală a facultății noastre. Este o premieră pentru că este pentru prima dată când există într-o universitate mare de stat o școală doctorală baptistă în întreaga Uniune Europeană. Cred că mai există în Marea Britanie, dar în Uniunea Europeană nu există. Și ne bucurăm de această oportunitate. Bineînțeles că gazda este Universitatea din București, dar este important să avem și noi acolo o amprentă proprie și am avut anul acesta primii studenți doctoranți în școala nouă, vreo 8, și mai avem vreo 20 în școala veche, care urmează să termine acolo pentru că așa au început. Exact. Iată, este un lucru important ăsta, îl salut și eu. Vă mulțumesc tuturor celor care veți urmări acest material. Domnule profesor, este important această școală doctorală pentru comunitatea baptistă, pentru Uniunea Baptistă? Știți că există discuții legate de faptul că Biblia ne este îndeajuns și că, bun, cu ce ne ajută pentru mântuire faptul că aprofundăm, iată, Scriptura, să spunem așa, sau un alt domeniu educațional. Da. Acum, în general, educația este un lucru bun pentru cei care vor să recunoască. Știți că așa știm și noi că ne putem trata diferite afecțiuni cu ceaiuri sau cu diferite alifii, dar totuși, dacă e ceva serios, merge la medic, pentru că e specializat. Dar în privința aceasta, eu cred că e foarte foarte importantă, nu numai din perspectiva unei abordări profesionale, ci noi încercăm să dezvoltăm un domeniu nou care se numește ecleziologie și etnografie sau teologie aplicată, în care facem studii asupra vieții religioase a bisericilor sau a diferitelor organizații. Și asta este un mod de a spune lumii, într-un limbaj mai articulat, ce se întâmplă în viața de credință. Și eu cred că este importantă și este de folos. Și de aceea, cei care doresc să exploreze lucrul acesta pot să vină la noi. Și pe lângă faptul că este o școală doctorală, asta înseamnă că există și un domeniu de cercetare pe care îl dezvoltăm și acolo domeniul acesta este mai larg. Dar e o parte mai tehnică. Știu că aveți o colaborare și cu Anglia, cu domnul profesor Paul Fides. Da, de la Universitatea din Oxford și Colegiul Regent's Park College.
cu organizația TCM din Austria, Universitatea Divina Grația din Chișinău, acum avem o universitate din Slovacia cu care avem un parteneriat. Sunt mai multe parteneriate și încercăm să le extindem. Da, mulțumesc. Mă gândeam ca și istoric la aspectul pe care l-ați evidențiat și dumneavoastră mai devreme, înainte să filmăm acest material, că este un lucru extraordinar acela în care, modul în care lucrează Dumnezeu, în sensul că în perioada comunistă, în perioada în care se promova ateismul, mă gândesc la, de exemplu, la prevederile legii educaționale din 1948, când religia este scoasă ca disciplină de studiu și înlocuită cu istoria URSS, iată acum la un nivel academic destul de înalt, poate cel mai înalt sau oricum printre cele mai înalte, religia poate fi studiată, să spunem așa, Biblia poate fi propovăduită și suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru această oportunitate și de asemenea pentru deschiderea care există în România și în această direcție. Da, interesant. Eu vin dintr-o comunitate, așa cum știți bine, în care religia nu prea este apreciată. Și de aceea aspectul ăsta mă interesează poate mai puțin. Pentru noi ceea ce contează este credința. Da. Și de aceea faptul că se studiază religia este bun pentru sociologi, pentru istorici, pentru politologi și așa mai departe. Dar și pentru noi. Da. Dar ceea ce cred că este important este o posibilitatea de a reflecta asupra rolului comunităților de credință la dezvoltarea societăților. Și aici încercăm noi să ne aducem o contribuție, pentru că sunt convins că dacă vorbim despre comunități de credință care sunt diverse, nu neapărat baptiste, pot fi și din alte medii protestante, dar și catolici, ortodoxi, atunci vedem că, de fapt, credința a avut un impact mare asupra lumii și asupra societății. Și noi sperăm să o ducem în direcția aceea, cercetarea noastră. Mulțumesc. Prin urmare, la această școală doctorală a Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității București pot veni să studieze și cei care nu sunt de confesiune baptistă? Da, categoric, da. Și este un domeniu interdisciplinar, deci poate veni oricine. Trebuie să aibă o temă de cercetare, să găsesc un îndrumător și așa mai departe. Exact, ca în orice universitate, în orice școală academică care se respectă. Mulțumesc, domnule profesor. Apreciez, iată, această plecare. Dragi mei, cei care ne urmăriți și sunteți interesați de o școală, iată, Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București este acreditată, oferă cursuri la toate cele trei nivele, respectiv licență, master și doctorat. Aveți posibilitatea pe licență să faceți dublă specializare, teologie, asistență socială, un alt mod prin care, să spunem așa, biserica se implică în societate, am dreptate. Da, da, da. Știu că dumneavoastră aveți și alte programe, nu detaliem acum. Iar pentru nivelele 2 și 3, să spunem așa, master și doctorat, accentul se pune pe aprofundarea unor domenii teologice la care sunteți așteptați și dumneavoastră. Și cu asta închei, mulțumind încă o dată domnului profesor universitar Otniel Bunaciu pentru faptul că a acceptat să-și rupă din timpul domniei sale și să ne împărtășească această bucurie pentru comunitatea academică din România, dar și pentru comunitatea creștină, să spunem așa, evanghelică din România. Mulțumesc și pentru oportunitate și bucuria aceasta a comunității baptiste din România se extinde către toate celelalte comunități creștine. Da, și în final doresc să mulțumesc de asemenea domnului Cătălin Vasile, director și fondator Prodocens Media, iată o platformă, o televiziune care vine
să promoveze aceste valori creștine într-o societate seculară, după cum accentuează domnul profesor Bunaciu, sau să spunem mai degrabă o societate laică, dar totuși în această societate este bine să prezentăm valorile creștine. Așadar, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și până data viitoare vă doresc să aveți binecuvântarea lui Dumnezeu.